După cel de-al doilea război mondial, multe părți ale Europei erau în ruină. Germania era în centrul unei bătălii dure între Est și Vest, asupra orientării politice a continentului și viitorului. Țara era împărțită în 4 zone de ocupație, iar Berlinul în 4 sectoare. În ianuarie 1947, zonele de ocupație americană și britanică au format o bizonă. În iunie, SUA, Marea Britanie și Franța au convenit să consolideze economic cele 3 zone de ocupație, introducând o nouă monedă. Protestând, Kremlinul a impus o blocadă economică asupra Berlinului de vest. Britanicii și americanii au lansat prompt o operațiune de pod aerian pentru a hrăni locuitorii din sectoarele vestice ale Berlinului. Avantajul militar al trupelor sovietice staționate în Europa era anulat de monopolul Americii asupra armelor nucleare. Occidentul însă era preocupat de puterea ideologică a URSS și de creșterea influenței acesteia în Grecia și Turcia. Președintele american Harry Truman a lansat contraofensivă ideologică în martie 1947, informând Congresul american că era datoria Americii să susțină popoarele libere împotriva tentativei de subjugare de către o minoritate armată sau presiuni externe. Campania de informare era menită să îngrădească influența sovietică asupra partidelor și guvernelor vest-europene. În iunie 1947, secretarul de stat american George Marshall a prezentat planul său de a reconstrui economia Europei. Asistența urma să fie acordată sub formă de hrană, granturi pentru echipamente, îmbunătățirea sistemelor de transport, investiții, etc. Propunerea, adoptată în aprilie 1948, a fost denumită Planul Marshall sau Programul Reconstrucției Europene. Administrația americană dorea reconstrucția economică și stabilitatea politică în Europa, inclusiv în Marea Britanie, Franța și Italia, care se confruntau cu dificultăți financiare după cel de-al doilea război mondial. Franța a organizat o conferință pentru discutarea planului Marshall, invitând reprezentanții câtorva state est-europene, incluzând URSS, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, România și Iugoslavia. Kremlinul însă a respins planul propus ca fiind o imixtiune în afacerile interne ale țărilor suverane. Deși Polonia și Cehoslovacia acceptaseră inițial propunerea americană, sovieticii au obligat ambele țări, dar și Albania, Bulgaria, Iugoslavia, România, Ungaria și Finlanda, să refuze ajutorul SUA. La 22 septembrie 1947, Consiliul de Cooperare Economică Europeană a prezentat Planul Provizoriu de Reconstrucție Americanilor. După mai multe luni de dezbateri, pe 2 aprilie 1948, Congresul SUA a aprobat un credit de 6,8 miliarde de dolari pentru acoperirea primelor 15 luni și au promis acordarea de noi sume în viitor. Agenția sovietică de știri TASS comenta acid că beneficiarii programului au cedat imperialiștilor americani, care vor duce lumea la dezastru. Cele 16 țări europene care luau parte la Planul Marshall au format Organizația Europeană de Cooperare Economică, OECE. Timp de 4 ani, aceste țări au primit asistență americană de 13,2 miliarde dolari, parțial sub formă de credită. Ca urmare a Programului European de Reconstrucție, în 1952, producția industrială depășea nivelul dinaintea războiului în toate țările participante, exceptând Germania divizată. Planul Marshall a grăbit începerea războiului rece și separarea politică a Europei. SUA și guvernele vest-europene s-au apropiat economic și politic, inițiind discuția despre unificarea Europei Occidentale. Uniunea Sovietică a răspuns prin înființarea ineficientului Consiliu de Ajutor Economic Reciproc, CAER, în Europa de Est. În aprilie 1949, bizona americano-britanică, împreună cu zona de ocupație franceză, s-au transformat într-o trizonă. După ce URSS a pus capăt blocadei Berlinului de Vest în mai 1949, a fost înființată Republica Federală Germania. În octombrie a fost înființată Republica Democrată Germană, condusă de Partidul Socialist Unit al Germaniei.
Germania a rămas o țară divizată până la sfârșitul Războiului Rece, 1989-1990.